CSM Deva a obținut o victorie mare în primul meci de baraj pentru promovarea în Liga a doua de fotbal. Fotbaliștii de Vene au jucat în meciul tur din semifinalele barajului de promovare în deplasare împotriva celor de la Șoi Lipova. Deva s-a impus cu 1-0 la, capătul unei partide dominate destul de clar. În minutul 31, Stelea a centrat din corner și Alexandru Iordache a trimis cu capul în vinclu din stânga portarului Arădean. Pe un teren devenit mocilos, Deva nu a avut prea multe probleme să gestioneze avantajul minim. Asaltul timid al lipovanilor în ultimele minute ale jocului nu a folosit la nimic și deva se impune în prima manșă a barajului cu Lipova. Astfel, fotbaliștii de Vene au prima șansă la calificare. Returul acestei manșe se va juca acasă pe stadionul Cetate din Deva, sâmbătă, 27 mai, de la ora 17.30. Învingătoarea dintre CSM Deva și Șoimi Lipova va întâlni în finala pentru Liga a doua pe câștigătoarea dintre CSM Reșița și ACSO Filiaș, care în manșa tur au remizat la Filiaș scor 2 la 2.